Bună ziua, vrăjitori! Bună ziua, vrăjitoare! Sunt Mira și bine v-am regăsit aici pe canal. Nu aveam un program să înregistrez astăzi pentru voi, nu aveam un program să fac niciun video această lună, dar sper că cu acest video voi reuși să reiau activitatea mea aici pe YouTube și să vă ajut în continuare. Astăzi, uitându-mă prin cărțile mele de magie, am găsit ceva interesant și am decis să împart cu voi. Despre ce este vorba? Putem să-l numim talisman, putem să-l numim amulet, putem să-l numim cum vrem și cum ne pare. Este vorba despre un săculeț pentru a atrage dragostea. Bineînțeles că am văzut că am și de protecție, pentru că chiar m-am izbit zilele astea. De câte o abonată la canal care avea nevoie de protecție, dar nu am ce-mi trebuie pentru protecție și voi face săculețul pentru dragoste. Avem nevoie de puține ingrediente, este simplu de făcut și vreau să vă spun că nu se face pentru o persoană anume. De exemplu, eu nu pot să-l fac să-l atrag pe sulică. Eu îl fac să atrag dragostea în general. Când îl faceți acest ritual? Când este un timp că sunteți singuri sau singure? Nu reușiți să găsiți partener sau parteneră, nu vă simțiți iubiți și vi se pare că dragostea fuge de voi. Înainte să faceți acest săculeț, ar fi bine să faceți o baie de curățare sau o deschidere de drumuri, după care procedați mai departe cu săculețul. Baby, fă la brava, mami. Fă la brava, că mami e cu aconte, ok? Mami, cu acum te? Se vai venire, vieni qui da me. Așa. De ce avem nevoie? În primul și în primul rând, o lumânare. Nu contează cât de mare, cât de mică este, roz sau roșie. Bineînțeles, vorbindu-se despre dragoste, ar fi mai bine să o procurăm roșie, roz. Un săculeț roz, roșu sau alb, nu neapărat ca acesta transparent. Eu astea le-am avut aici la îndemână și am decis să folosesc unul din astea. Zahăr, ori de care, cafea praf, ori nes, ori solub, ori naturală, nu contează, important să fie cafea, să nu fie decafeinată, niciodată pentru dragoste sau pentru disperare, nu folosiți cafea decafeinată. Scorțișoară, ori praf, ori bețișoare, ori amândouă. Busuioc și mentă, mentă o am aici. Și menta, iar o am culeasă de mine de pe câmp și petale de trandafir roz, roșii sau albe. Ok. Ce facem? Întâi și întâi aprindem această lumânare. O punem în centrul altarului nostru. Acum, fiecare începe să devină personalizat acest ritual, pentru că fiecare își invoacă entitatea în care crede. Sunt persoane care cred în Isus, care cred în Dumnezeu, care cred în Fecioara Maria, sunt persoane care au Sfânta Barbara, Sfânta Barbara, cum o chem eu, Sfânta Marta, sunt persoane care vor să cheme entități din mitologia greacă. Nu contează, important este să chemați spiritele iubirii, pe cine voi credeți că vă poate ajuta, ok? Atunci, cu mâinile în fața lumânării, și uitându-vă cu atenție, chemați, strigați numele entității care voi vreți să vă ajute. Eu, numele vostru, te invoc astăzi, aici și acum, ca tu să-mi fii guida, guida în italiană, conducător și învățător și protector sau protectoare, depinde ce entitate ați invocat, în drumul meu spre a căuta iubirea adevărată destinată mie. Ok. În acel moment începem prin a pune în săculeț câteva o mână de petale de trandafir. Nu trebuie să fie mare săculețul, nu contează cât e de mare. O mână de petale de trandafir. Așa. E foarte bine că e transparent, că așa vedeți. Peste petalele de trandafir, o mână de mentă. Așa. Peste mentă punem busuioc. Oh. Nu avem măsuri. Punem la ochi cât vrem, cât credem. Așa.
peste busuioc băgăm un bețișor de scorțișoară, dacă aveți. Dacă nu, puteți să puneți și scorțișoară praf. Eu le pun pe amândouă, nu contează. Așa, ia. Deja cade din săculeț. Bine că am pus... Ok. Peste vom pune zahărul. Oh, mamă, îmi cade tot pe jos. Da, se zice că săculețul ăsta nu este ideal, dar ca să vă arăt, e bun. Iar peste vom pune cafeaua. Cafea praf, da? Așa. Acum, ceea ce eu nu mi-am spus și ce este cel mai important, o să trebuiască să mă ridic, că nu pot să vă arăt altfel. Vom lua un șervețel, o bucată de hârtie, o batistuță, nu contează ce culoare este. Și ce vom pune pe el? Vom pune lichidul nostru corporal. Ce înseamnă? Ce vreau să... Ce înseamnă asta? Poate să fie o lacrimă, poate să fie scuipat, poate să fie puțin pișii, poate să fie menstruație de la femei, poate să fie lichid vaginal, poate să fie de la bărbați sămânță, ca să zic așa, să nu spun altfel. Ok. Deci, eu o să pun salivă. Iau acest șervețel. Știu că e scârbos, dar l-am udat bine și am dat și lui drumul aici, în săculeț. Iar, mai apoi, un cristal roz, cuarț roz, ok? Acest cristal vă trebuiește pentru a atrage, el atrage dragostea pură, adevărată și o și protejează. Îi dăm drumul și lui aici și închidem săculețul, așa. Îl legați cu 3 noduri. Dacă vi se întâmplă ca mie, că curge din săculeț, îl băgați într-o bucată de hârtie după ce ați terminat. Ok, când ați făcut tot, ați spus tot ce v-am spus eu, îl lăsați la baza lumânării până când lumânarea se stinge. O să vă arăt așa. Stai că se poate. Așa, deci asta este amuletul, talisman, cum vreți voi să-l chemați, da? Pentru a atrage dragostea. Eu îl pun la baza lumânării roz sau roșie. În cel mai rău caz, dacă nu aveți roz sau roșie, puneți albă și îl las acolo până când lumânarea se stinge singură, se termină. Dar ce veți face? Între timp, după ce ați invocat entitatea pe care vreți să lucrați, veți pune următoarele cuvinte. Am uitat să vă spun. În timp ce faceți săculețul, voi vizualizați cum vreți să fie dragostea voastră. Nu vă fixați, focusați pe un bărbat sau pe o femeie anume, pe o tipologie de bărbat sau femeie, că poate pentru voi universul nu are pregătit acea tipologie de bărbat și acea tipologie de femeie și dacă voi vă focusați pe o persoană, pe un fizic, pe o față, s-ar putea ca rezultatul să întârzie, s-ar putea să nu vă vină dragoste, pentru că voi sunteți focusați pe ceva care universul nu are pregătit pentru voi. Deci, imaginați-vă cum vreți să fiți pregătiți, fericiți cu persoana respectivă, dar încercați să nu vedeți o față clară. De exemplu, eu sunt îndrăgostită, să zic, de Brad Pitt, chiar dacă mie face scârbă, nu-mi place, și îmi imaginez acum că vine Brad Pitt la mine. Nu, e? Nu. Nu o să vină niciodată. Ok. Acum, puneți mâinile în jurul lumânării și în jurul săculețului și spuneți: fie ca cu aceste cuvinte
Să pot eu, numele vostru, să pot eu, Mira, să atrag la mine dragostea. Eu te chem la mine. Eu te caut, iar tu mă vei găsi pe mine. Așa să fie, așa să fie, așa să fie. Amin. Puteți să repetați chiar și de 3 ori aceste cuvinte. Iar când se termină lumânarea, când s-a stins lumânarea, veți lua săculețul, bineînțeles, mi-am spus, dacă continuă să curgă așa cum curge al meu, îl puneți ori într-o pungă de hârtie, ori în ceva și îl veți băga în poșetuța voastră, dacă sunteți femei. Iar dacă sunteți bărbați, nu știu unde puteți să-l puneți, în mașină, în buzunar, într-o borsetă, depinde cum obișnuiți să umblați. Dar acest săculeț trebuie să fie mereu cu voi, în preajma voastră. De exemplu, tu ca femeie, l-ai în poșetă, seara când ajungi acasă, nu trebuie să-l scoți din poșetă. Pui poșeta la locul ei, este cu tine, este cu energia ta. Și bărbații la fel, îl țineți într-un buzunar, în mașină nu îl lăsați în mașină, pentru că dacă intrați în casă, îl luați cu voi în casă. În momentul în care dragostea a venit și voi sunteți siguri că aia este persoana respectivă, acest săculeț fie îl băgați într-un dulap, în casa voastră, într-o cutie de pantofi, sub pat, dar va rămâne acolo pentru totdeauna. Atâta timp cât acest săculeț nu va fi distrus, dragostea voastră nu se va poate distruge. Ok, asta este tot pentru astăzi. Mă bucur că am reușit să găsesc curajul și puterea să înregistrez din nou și sper că de acum înainte voi reuși să fiu mai prezentă. Depinde de starea emotivă care o voi avea, pentru că știți că trec printr-o perioadă destul de urâtă. Și vă doresc un sfârșit de săptămână plăcut.